1000 și ceva de videoclipuri, să încep să râd. Bă, dar vrei să plângi în momentul în care ești sănătos, băi băiet. Doamne. Salut bă șacalilor, v-am zis cadrul ăsta e specific pentru prank-uri, când știi că e camera așa, să știi că e prank, nu poți să nu vezi titlul când vezi camera așa, e prank clar. Bă, hai să facem 5000 de like-uri, mă, pentru prank-ul ăsta, cu mama, că știu că o să vă placă. Da, băi, azi m-am decis să-i fac un prank lui mama, că mulți mi-a zis acolo în comentarii să-i fac un prank și ei. Și am zis, ia să-i fac, mă, prank, să văd ce zice, mă, știi, să văd cum reacționează. Păi și ce am zis să fac? Am zis să modific eu abonații acolo, să-mi pun 50.000 și să-mi scriu eu un mail singur, știi, nu știu cum, că mi s-a închis canalul, că vezi, nu știu ce. Și vreau să o chem, vreau să par așa trist și vreau să văd cum o să reacționeze, știi, dacă îi spun că mi s-a închis canalul. V-am zis eu că ea ține mult la asta ca să filmez, să editez, să postez, ia-i cu astea, eu deja pentru mine nu mai e așa, dar ea îmi spune să fac astea. V-am zis un fel de manager, ce să mai e, e pe principalul din canal, eu sunt secundarul, mă înțelegi. Și hai să vedem cum reacționează. Sorry, bro. Mama, am încurcat-o. De ce? Mai ții minte când ți-am zis? Dacă îmi scrii de rău, dacă îmi tremur în mâine, nu pot. Mi-a scăzut 50.000 de abonați și mi se închide canalul. You're a fucking idiot. Du-te, bă, dar ce-ai făcut, bă? Dar nu știu ce-mi zic ăștia aici, că m-am luat, dar n-am făcut nimic, uite ce advertisment. Ai copiat? Cât am muncit, mamă. Ai copiat ceva sau ce? De la ce? Am zis că sunt reguli foarte proaste. N-ai cum, nu, trebuie să văd, că nu ai. Vezi ce este și știi ceva anul. Adică te-ai bucurat când mi s-a închis canalul? Nu, nu mă bucur. Înțeles? Adică când să ajung la 100, acum zici că nu... Deci ești sănătos și poți ca să ajungi... Mamă, erau 100.000 de abonați. Aproape 100.000 și acum... Păi, lasă-mi, nu-i citit aseară, că-i dormit. Ce parte frumoasă lucrurilor. Nu-mi vine să cred că propriul meu, 1000 și ceva de videoclipuri, să încep să râd. Bă, dar vrei să plângi în momentul în care ești sănătos, băi băiet. Doamne. Băi băiet, bă, dar cum, dar ai picioarele, mâinile, capul. Așa să fac un shake. Să nu te văd cu capul jos, vorbim. Eu închis un canal cu 100.000 de abonați și tu să nu mă vezi, să nu mă vezi așa. Tu care îmi ziceai să postez și de-astea... Și când ajungeam să-mi împlinesc și eu visul, mamă. Da-ți arăt măcar. Am dat prank. Am păcălit. Am păcălit. Și te-am păcălit, doamne. Cum să mi se închidă când fac eu 100.000? Ui, doamne, hai că am jucat bine, băieți. Hai, doamne. Prank la mami aici. Cu două am filmat, cu două, te-am păcălit, da? Ai ce te-am păcălit, eu cum să nu uite, cu două am filmat așa ca să, de asta am pus. Cum să cred, mă, că pierd acum 100.000 de abonați? Dar eu am rămas, înțelegi, foarte paște. Da, eu am vrut să-ți văd reacția, nu-mi vine să cred că pur și simplu, uite, lasă, un canal, 104 ani de muncă, așa, 10.000 de ori de editat, bă. Și eu ți-am spus că ești sănătos. Ești până la coadă, eu dovadă în plus că maică ta nu... Dar știi măcar o leagă că e prank? Te-am păcălit. Hai că ăsta a fost prank bun. Deja te dăsim prea multe indicii. Te-am păcălit, mamă. Oricum, v-am să-ți văd reacția, v-am să văd dacă am muțit când am văzut că e lasă. Credeam că știi când ai zis că e lasă. Nu pot să cred că... Oricum, te-am păcălit, ți-am tras-o rău. Contează că te-am păcălit. Copiilor nu o să le placă. Până și vocile de la tine din cap latră. Stai calm, înțelegi ce zic. Mâine e o nouă zi în care n-o să faci nimic. Toată lumea joacă teatru. Se vede faptul clar, unul mai prost ca altul. La fața locului, cei mai proști țărani sunt aia din fața blocului.